Salutare și bine ați găsit la un nou episod chat. Eu sunt Deiu și astăzi ne uităm la un replay. Nu știu ce am făcut pauza asta lungă. Un replay pe harta Alaska, pe realistic, cu tankuri, cu muricanii. Eu sunt aici. Andrei e aici. Gen... Am jucat cu... E un abonat, am jucat cu el, ați înțeles voi. Sunt cu M6-le. Bun. Până aici totul clar. 28 de proiectile, nu știu ce am luat așa puține, sincer să vă spun. Nu știu, cred că 35 ar fi ok. 28... Am început să intru în panic, cred că fără. Am avut un coechipier care și-a dat crash de 3 ori, să uitați în dreapta, să vedeți, în stânga, să vedeți cât timp merem noi până la câmpul de luptă. Da, același player de 3 ori și-a dat crash. În fine, opr. A fost pe realistic, țin să vă spun, eu nu știam de Strüger Emil, dar o să lăs așa pentru a... Îmi face idee mai clară unde erau playerii nemici. Văd Strudelu. Sau nu l-am văzut. Nu cred că l-am văzut. Ba, acum l-am văzut. Sau l-am văzut. Nu mai știu. Băi, nu mai știu dacă, când l-am văzut, dar l-am văzut. Ideea e că l-am văzut. L-am văzut că se mișcă. Mă pun, mă uit la el, țintesc, trag. Tu nu luat, știți ce înseamnă aia? Distracție. S-a lăscut un secundar prost. Spamat, tu în principal, secundar, principal, secundar. Da, de asta am zis că e foarte bine să vă las mai multe proiectile. Pentru că se poate întâmpla fix chestia asta. Tragi vreo 10 proiectile într-un tank până să moară. Că e din astea, no armor. Puii mei. Astea sunt cele mai frustrante faze. Că tragi, am cât am tras? 7 proiectile în ăla, mamă. 7, cred că toate. De la 28 la 21 le-am tras pe toate 7 în el. Da, 7 proiectile în ăsta, de aia zic. Prinzi unul din ăsta, nu-ți mai trebuie nimica. Se taie chef-ul. Bun. Dăm pe speedrun o țâră. Sau nu, haine. Mă uit după inamici, văd Panzer H-ul, țintesc, din mers, trag. O dat crash replay-ul, o să pun pe pauză și o să revin. Iubesc War Thunder-ul. Am revenit, chat, sper să nu dea crash încă o dată. Suntem în aceeași fază, Panzer 4H, trag în el. Crash în același loc, nu te cred, deci nu te cred. M-am întors, aoleo, am schimbat unghiul de vizualizare. Am numai dat crash. Dacă, aparent, am omorât panzerul. Bun, aparent dacă ieși pe replay în anumit tip de view, replay-ului nu-i place și ia crash. Bun, deci am urât panzer 4H-ul, ați văzut în ceasă, în dreapta, văd ăsta cu rachetuțe. Văd că trage spre mine, era ceva gen, aoleu, spam, spam, două proiectile mic, mare, mort. Bun, după care, desigur că văd R3-ul, cum, nu știu, dar ideea e că l-am văzut. Da, cu al doilea proiectil mereu țintesc cam prost, nu știu ce dracu am. Bun, mai pe viteză. R3-ul a fugit, dar eu nu eram atent la el. Deci ce prost am fost la faza aia, puteam să mor și R3-ul, dar... Na, ce să vă mai zic, mă știți că atât am putut, dacă se poate. Bun, am omorât și ăsta, ce aici pe projectile. Mă uitam încolo, de ce, nu știu. Mă trage panza 4-le la mine, nu știam de el. Stau, mă repar. Știam că trebuie să mai pușeze
M-am pus să trag o mitraliera în el. Fraierul. Nu m-a nimerit. ASU se riscă. Se riscă ca în o nașpa. Bun. Trag în Panzer 4, îl scot și acum v-am să trag în ăsta să-l omoare. L-am omorât cu mitraliera. Am văzut. Este cafezeul ăla. Eu a fost premiu și am jucat și nu prea mi-a plăcut. Gunner is unconscious. Bun, mă retrag. Și acum e easy glum 3. Nu te ducă el acolo. Și nu mă bag în seamă. Dar am încercat să-i scot gunnerul, loader, dar pui mei. Și a murit. Și am zis să nu te băga ca să știa. Asta-i. Învață. Știu că se uită. S-o înveți. Data viitoare nu te mai bagi. Bun. Am mai fățit pe aici țără. Bla 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 blauri. Văd iac panzerul. Trag mort. Ăla nu l-am văzut flacul. Nu l-am văzut de vegetație. Știam că e ceva pe acolo, dar nu eram sigur. Dacă eram foarte atent, îl vedeam. Văd ștugul. Mort. Tu știam că e ceva acolo pe hartă, dar nu mi-am dat seama. N-am putut să-l văd. Pur și simplu. Chiar. Chiar. Un R3 văd acolo. Da, mă rog. Văd acum. Atunci nu l-am văzut. Vă dați seama. Văd R3-ul că acum iese. Trag cu tunul mic. Mort. Văd antieriene și aici, din păcate, na. Ah. Știți, nu? Spawn protection. Trece proiectilul prin ele, că de. Acum, așa. Și, desigur că, acum când îi mai trag, driver hatch-ul își spune cuvântul și, na. Din păcate, Breda a avut spawn protection și m-a omorât. 10 kill-uri. Dai. În fine, 10 kill-uri am făcut. Nu am fost atent, nu a fost al 10-lea, e ok. Cred că R3 a fost al 10-lea sau... În fine, 10 kill-uri, 2 asisturi. Am mai intrat cu pe 47-lea. Dăm pe speedrun, așa o țură. M-am uitat după avioane. Nu știam dacă să mă duc pe avion dinamic sau nu. Și mi-am zis, bă, hai că mă duc pe... Astia. După, zis să-i zic, tancuri. Văd flacul. Nu știu de ce n-am dat, sau am dat rachete pe el. Da, m-am dat rachete pe flac, dar n-au vrut să crape. Pur și simplu, n-au vrut. M-am întors, cred că am dat bombe pe SPA-ul ăla. L-am omorât, nu? Nu, am dat două rachete și l-am omorât. Și aia a fost genial. Aici am dat bombe. Am omorât și antieriana aia altă. Și acum mă întorc să trec spre flac cu mitralierele să-l omor. Că na, au rămas în doi oameni. Pam, mort. Ăla-i ștug. Și nimic nu mai aveți de văzut de pe aici. Doar că zbor ce zbor. Ah! Ba, mai aveți de văzut ceva așa pe final, rău de tot. Mă uitam în jos, nu știam, inamici, nu știam că au mai rămas unul, că nu m-am uitat să văd. Văd din, adică nu l-am văzut avionul, mă uitam spre aeroportul lor. Știți? Și mă trezesc că trage cineva mie și-l văd pe ăla și văd, aoleo. Am tras, n-am realizat ce s-a întâmplat, m-am pus să trag și dacă vă uitați aici... Ne-am omorât unul pe celălalt. Ah, că nu se vedea. Dar ați văzut jos la kill-uri. 13 tankuri. Un avion ăsta la final. Am tras așa random. L-am omorât. Cred că i-am luat am dat snipe la pilot direct. Și el s-a lovit de mine oarecum timp ce am tras. Și m-a omorât și el pe mine. 2 asisturi. Am murit de 2 ori. A doua oară a fost acum la final. A fost dubios momentul. Și da, ăsta a fost episodul. Cu pușa, cu M6-le, M6.
Știți voi, nu știți voi. Bă, e un tank destul de tricky ca armură și ca gameplay. Cum se joacă el. Dar e fain, sincer. Mere. Cu acestea fiind spuse, asta a fost episodul, dragi prieteni, eu am fost de eu. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!